Viața de zi cu zi este un război spiritual pe care fiecare dintre noi îl dăm. Însă, pentru a ști cum să luptăm, avem nevoie de un manual de instrucțiuni. Iar acest manual de operare este chiar Biblia. Dar aceasta a fost inspirată și autorizată de către comandantul nostru. În aceasta găsim tot adevărul necesar pentru a cuceri oameni din tabăra inamică, pentru a le schimba gândirea, a instrui în strategii, în discipline spirituale și pentru a-i echipa cu armuri și arme prin care să facă față atacurilor satanei. Vedeți voi, un manual este în general unic. Comuniștii au avut manifestul lor, maoiștii au avut micile cărți roșii, musulmanii au Coranul lor. Însă numai Biblia conține scrierile inspirate nu de înțelepciunea lui Karl Marx sau a lui Engels, dar nu înțelepciunea oamenilor, ci scrierile inspirate de înțelepciunea lui Dumnezeu. De altfel, toate celelalte manifeste le putem înțelege fiindcă sunt inspirate de înțelepciunea oamenilor. Însă Scriptura este inspirată de înțelepciunea divină. De aceea trebuie să avem această înțelepciune pentru a înțelege lucrurile inspirate de ea. De ce este unic acest manual de luptă al creștinului? Deoarece dezvăluie lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Dar acestea sunt lucruri de la Dumnezeu pe care omul nu le poate descoperi singur, lucruri care sunt adesea chiar foarte străine modului nostru de gândire. Iar aici este problema. Și vreau să vorbesc despre acea problemă în acest episod și să privim la modul în care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, o rezolvă. Problema este descrisă în prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, în capitolul 2, în versetul 14. Dar omul firesc nu primește sau nu acceptă lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Dar problema este aceasta. La ce bun este un manual de operare a unui lucru dacă un om obișnuit nu-l poate folosi, nu-l poate înțelege? Dacă Biblia ne revelează lucrurile lui Dumnezeu, iar un om firesc, dar normal, așa cum ne naștem fiecare dintre noi, nu poate să le înțeleagă, atunci cum poate această carte să câștige pe cineva de partea lui Dumnezeu? Și haideți să începem prin a ne asigura că înțelegem situația prezentată în acest verset. Dar trebuie să înțelegem mai întâi la ce se referă Apostolul Pavel atunci când spune omul firesc și lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Cuvântul folosit pentru omul firesc mai apare doar o singură dată în altă parte în Noul Testament, făcând referire la oameni, dar la o persoană firească, și anume în Iuda, versetul 19. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, sau mai exact, oameni firești, care n-au Duhul. Privind în acest context din Iuda 19, înțelegem că oamenii firești sunt cei care nu au Duhul lui Dumnezeu. Sunt pur și simplu oameni obișnuiți a căror inimă și minte nu a fost atinsă și schimbată de Duhul Sfânt. Opusul omului firesc este omul duhovnicesc, omul spiritual. O persoană a cărui inimă și minte a fost atinsă și înnoită de către Duhul Sfânt. Dar versetul 12 din prima epistolă către Corinteni, capitolul 2, confirmă lucrul acesta. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. În versetul 14 ni se spune că un om firesc nu poate înțelege lucrurile Duhului lui Dumnezeu, pentru că trebuie judecate duhovnicește, dar trebuie înțelese duhovnicește. În versetul 12, Apostolul Pavel ne spune că cei care pot înțelege aceste lucruri sunt cei care au primit Duhul care vine de la Dumnezeu. Astfel,
o persoană firească este o persoană care, așa cum spune și în Iuda 19, nu are Duhul. Acesta este motivul pentru care ei nu pot să înțeleagă lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Deci, am înțeles cine sunt persoanele firești, cele care nu au Duhul lui Dumnezeu. Însă, ce sunt sau care sunt lucrurile Duhului lui Dumnezeu pe care oamenii firești nu le pot înțelege? Cred că versetul clarifică destul de bine care sunt aceste lucruri. Observați în versetul 14 cuvântul nebunie. Oricare ar fi lucrurile Duhului lui Dumnezeu, acestea sunt o nebunie pentru omul firesc. Dar capitolul 1 cu versetul 18 ne arată care sunt aceste lucruri. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Același lucru este repetat și în versetele 23 și 24 din același capitol. Dar noi propovăduim pe Hristos, cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. În alte cuvinte, ceea ce un om firesc nu poate să înțeleagă este exact inima Evangheliei, inima mesajului creștinismului, propovăduirea crucii, Hristosul cel răstignit. Însă, propovăduirea crucii nu este doar o simplă afirmație a faptului că Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre, ci este o acuzare radicală a mântuirii umane. Propovăduirea crucii prezintă o salvare care are ca scop, așa cum spune versetul 29 din același capitol, următorul lucru: nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Propovăduirea crucii este un mesaj al propriei mele crucificări, nu doar al lui Hristos. Pavel spune în epistola sa către Galateni, versetul 14 din capitolul 6, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Prin urmare, atunci când Pavel spune în versetul 14 din capitolul 2 că lucrurile Duhului lui Dumnezeu sunt o nebunie pentru omul firesc, el dorește să spună că Evanghelia Hristosului crucificat și toate implicațiile acesteia, care sunt devastatoare pentru mândria omului, sunt pur și simplu o nebunie, o prostie pentru cel firesc. O perspectivă a realității în care omul nu are niciun merit și nu se poate lăuda cu nimic este pur și simplu o nebunie. Să te lauzi cu crucea Domnului Iisus Hristos? Cum să faci așa ceva? Instigi la ură? Aceasta este perspectiva oamenilor care nu au Duhul Sfânt. Dar nu pot să judece aceste lucruri, dar nu le pot înțelege. Acum, înțelegând că omul firesc este cel lipsit de Duhul Sfânt, iar lucrurile Duhului lui Dumnezeu reprezintă puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, care este concretizată aici, în epistola Apostolului Pavel către Corinteni, în Evanghelie, haideți să privim din nou spre versetul 14. Iar motivul este următorul. Dacă nu înțelegem problema pe care o ridică Apostolul Pavel aici în versetul 14, atunci cel mai probabil nu vom înțelege lucrarea Duhului Sfânt care rezolvă această problemă. Și probabil ne vom aștepta ca Duhul Sfânt să facă ceva ce nici măcar nu a intenționat să facă. Și vom înțelege mai bine asta cu cât săpăm mai mult în versetul 14. Haideți să luăm următoarea frază. Nu le poate înțelege. Dar omul firesc nu poate să înțeleagă lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că omul firesc nu are acces la suficientă informație? Înseamnă că nu are destulă capacitate mentală, intelectuală pentru a înțelege predica lui Pavel? Dacă aceste lucruri ar fi adevărate, cum ar putea fi un om responsabil atunci pentru că nu a avut acces sau nu i s-a dat informația respectiv lucrurile Duhului?
În Romani, capitolul 1, versetul 20, Pavel scrie că, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămuri de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. În alte cuvinte, ca să fii responsabil, este necesar să ai acces la cunoaștere. Apostolul Pavel ne spune că toți avem acces la lucrurile lui Dumnezeu. Astfel, atunci când spune că omul firesc nu poate să înțeleagă lucrurile Duhului, nu se referă la o problemă intelectuală. Nu spune că omul firesc este unul care nu știe să citească și să vorbească cursiv în limba greacă, da, pentru acea vreme, sau limba română, pentru vremea noastră. Pavel sugerează că omul firesc poate înțelege mental sensul Evangheliei, deoarece atunci când o face, el o consideră o nebunie. Lucrurile Duhului reprezintă o nebunie pentru omul firesc, nu pentru că nu poate să vadă sensul acestor lucruri, ci pentru că, deși îl vede, el îl consideră o pierdere de timp. Problema nu este una intelectuală, ci este una morală, spirituală. Iar ultima frază confirmă acest lucru. De ce nu le poate înțelege? Pentru că trebuie judecate duhovnicește. Un ateu a făcut următoarea afirmație: refuz să cred în Dumnezeu nu pentru că aș avea dovezi că El nu există, ci pentru că mi-aduce mie un confort emoțional. Chiar dacă omul la nivel mental înțelege, totuși îl respinge, da, consideră o nebunie. Apostolul Pavel ne spune că omul firesc nu poate să primească, să vadă adevărata semnificație, implicație și valoare a lucrurilor Duhului. Ceea ce ne învață acest text este că omul, prin natura sa, respinge adevărul. Firea nu este confortabil auzind un astfel de adevăr ca cel al Evangheliei. Cu atât mai mult, aceasta nu dorește să fie răstignită. Dacă o persoană vă spune să vă aruncați în Dâmbovița, veți spune că este o nebunie, deoarece îți prețuiești viața. La fel este și atunci când spunem unui om firesc despre ceea ce a făcut Hristos. El va considera o nebunie, fiindcă își prețuiește mândria, își prețuiește firea, euul la care ar trebui să renunțe. Dar atunci, care este speranța? Care este speranța ca cineva să primească, să înțeleagă lucrurile Duhului? Versetul 14 și 15 ne spune: pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Omul duhovnicesc este opusul la omului firesc. Omul duhovnicesc este cel care are Duhul lui Dumnezeu. Versetul 12 ne spune că și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu. De ce? Ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Atunci când Duhul Sfânt este la lucru în viața mea, voi judeca lucrurile la fel cum Dumnezeu le judecă. Voi înțelege lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt. Acesta atrage oamenii la Hristos, îi naște din nou, primim ochi să vedem, urechi să auzim și o nouă minte cu care să judecăm lucrurile. Oamenii despărțiți de Hristos nu pot vedea, înțelege lucrurile duhovnicești, pentru că sunt orbi din punct de vedere spiritual. După cum a spus și Iisus, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. În contextul nostru, acest verb a vedea înseamnă și a înțelege. Iar mai apoi, Duhul Sfânt ne învață despre Hristos și ne ajută să înțelegem lucrarea lui Hristos. Acest aspect este unul foarte important. Dar Hristos accentuează acest lucru în Ioan, capitolul 15, versetul 26, când va veni Mângâietorul, El va mărturisi despre mine. Și în Ioan, capitolul 16, versetele 12 și 13, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul.
Atunci când Duhul Sfânt este la lucru în viața noastră, nu vom mai spune despre lucrurile Duhului lui Dumnezeu că sunt o nebunie, ci le vom considera cele mai prețioase și vitale lucruri ale vieții noastre. Acesta este adevărul, pur și simplu.